Sunt zile în care nu au ce să mănânce și se întreabă dacă vor putea avea un acoperiș deasupra capului. Este realitatea crudă pentru sute de mii de familii din România care suferă în tăcere și care speră că într-o bună zi viața lor se va schimba măcar puțin. Crucea Roșie Română este implicată în cât mai multe activități de caritate care vor bucura sute de mii de copii români dacă cetățenii se vor implica și vor dona fiecare din puținul lor. Campania Împreună de Paște este organizată de Crucea Roșie Română și are ca obiectiv strângerea de fonduri în urma cărora vor putea fi ajutați micuții fără pic de noroc din țară. Vlaicu Marius, președintele filialei Gorj al Societății Naționale de Crucea Roșie din România, a declarat că acest proiect a fost deja lansat și este convins de faptul că tot mai multe persoane se vor implica și vor dona pentru a face o faptă bună. Avem un proiect inițiat de Crucea Roșie Română, intitulat Împreună de Paște. Proiect în parteneriat cu societățile Iveco, Aqua Carpatica, iCloud și, bineînțeles, Crucea Roșie Română, care am lansat deja acest proiect Împreună de Paște și, în primul rând, acest proiect are ca obiectiv strângerea de fonduri pentru a reuși să aducem o bucurie cel puțin la 200.000 de copii care au nevoie de un sprijin în această perioadă. Pentru a putea dona, gorjenii și ceilalți cetățeni vor putea să achiziționeze bilete de participare la evenimentul Tech Trans dedicat digitalizării transportului de pe site-ul live.techtrans.ro. Fondurile încasate din vânzarea biletelor de participare la eveniment vor fi redirecționate către Crucea Roșie Română, care va avea mai departe misiunea de a sprijini copiii nevoiași. Acest lucru se poate realiza prin achiziționarea unor bilete de participare la un eveniment. Evenimentul se numește Tech Trans, dedicat digitalizării transportului. Fondurile încasate din vânzarea biletelor de participare la acest eveniment vor fi, sigur, redirecționate către Crucea Roșie Română, care, la rândul ei, va avea misiunea mai departe de a sprijini acești copii nevoiași. Orice cetățean, fie el din județul Gorj sau din România sau orice român, practic, dacă cumpără un bilet la acest eveniment Tech Trans și poate cumpăra online de pe adresa live.techtrans.ro, vom ajuta un copil care are nevoie de sprijin și care are nevoie de alimente pentru a nu suferi de foame. În țara noastră, sute de mii de familii trăiesc sub pragul sărăciei, iar pandemia de coronavirus riscă să agraveze și mai mult situația. Unii au început să-și trimită copiii la muncă, mai ales că în ultimele luni nu au mai putut să meargă la școală. România numără aproape 1,3 milioane de copii care trăiesc sub pragul sărăciei dintr-un total de aproape 3,7 milioane. În contextul pandemiei, zona cea mai afectată rămâne Moldova, însă cazuri asemănătoare sunt și în orașele mari precum București, Brașov sau Sibiu.